plasă? A? Pe tu plasă acolo? Da, da. Da, mi-a dat drumul. Păi nu, că eu am bolit pe asta, pe... Asta-i pânză de in. Da. Da. Nu e de fondul plastic, e de pânză mai veche. Dar e foarte bună. E veche. Da, are textura asta, știi? Și când pitezi texturile astea se văd mișto, știi? Bună seara! Da, Roberto, sigur că da, Roberto Paladini, Sanda. Bună seara, bună seara, doamna... Opa! Da, aici am pus negru deja, am început să fac... Nu mi-a mai adus niște cârpe. Bun! Seara asta, deci cum am promis, mai avem și ceva invitați pe la mine pe aici, pe la tele, prieteni, cu care vom mai întreține un dialog, din când în când mai și vorbim. Bun, ca și idee am spus că am căzut, de fapt, de comun acord cu cei din pagină, cu cei pe care îi cunosc, decât să stric la final lucrarea și să o șterg, pentru că eu pictez doar demonstrativ pentru voi aici, nu sunt comenzile pe care eu le fac de obicei, rar sunt comenzi pe care le pun și le postez pe pagina mea. Am spus că în fiecare vineri la orele 19, în ședințele mele de 2 ore, când voi intra în direct, ca și de altfel și în seara asta, lucrarea nu am să o mai... N-am să o mai șterg, adică nu am să o mai stric, o dăruiesc celuia care reușește să distribuie și să susțină, pe mine mă interesează mă direct, să susțină video-ul ăsta în direct cu mine, să susțină în direct cu mine, asta mă interesează în mod special, să distribuie în grupuri, primește lucrarea, cea pe care o pictez în fiecare vineri la ora 19. Deci, lucrarea asta, acum o pictez, cel care a distribuit cele mai multe și care a susținut și a distribuit și în grupuri, va primi lucrarea. Bun, hai să vă spun despre ce este vorba. În primul rând trebuie să știți că este o lucrare pe pânză de in, cu textură. E bun așa pentru că o să aibă o apartență, o să fie mai aparte, pentru că o pânză de genul ăsta așa se găsește cumva mai greu acum, nu mai este pânza de fond plastic, e altceva, este o pânză mai groasă. E undeva cumpărată de ceva timp. Ideea este că în seara asta voi picta un copil de Grigorescu. Ideea, interpretăm un copil după Grigorescu, nu facem o copie fidelă, nu facem alte lucruri. Imediat o să vă arăt despre ce este vorba, de care lucrare discutăm, ca să nu ne încurcăm. Deci, eu știu. Aici, uite așa. Așa și... Eliminează perfect pânza. Da, 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 exact, da. Bun. Și aici o să avem imediat... Da, și dimensiunea e bună. Are un 50... Nu, nu are 50 aici, nu? Are 50? 45 pe 40. Cred că da, 45-40 sunt aproape, nu? Cam pe aici. Mai puțin de 40, dar mă rog. Așa, eu am să fixez aici telefonul. Gata, l-am fixat. Bun, în spatele meu am niște invitați. Pe parcurs vă să întrețin și dialoguri, deci o să și discutăm. Vom citi, ei vor citi și mesajele voastre în timp real, ceea ce scris voi acolo. Hai să vă spun cine este câștigătorul. Probabil că v-ați dat seama, este Sica... Doamna Sica Tache, ea a câștigat frumosul Eminescu, uite-l aici, încă este aici, doamna Sica, sunteți câștigătoarea lui Eminescu, tabloul ia aparține lui doamna Sica Tache. Acum să vă spun ce se întâmplă, doamna Sica Tache a distribuit enorm, nu m-am așteptat ca un om să poată să facă așa ceva, am spus că este ireal ce se întâmplă. Totuși, doamna a făcut-o de 3 zile, într-una tot distribuie.
Acum, rog să, înțeleg, să ne înțelegem foarte bine. Nu e de ajuns să distribuiți în pagina voastră de 20.000 de ori, va trebui să o distribuiți în grupuri. Pe mine mă interesează grupurile și să susțineți cu mine sesiunea video. Pe mine asta mă interesează, să susținem împreună o sesiunea video. Pentru că eu, în mod normal, ar fi trebuit să plătesc Facebook-ului să susțin pagina. Și am spus așa, decât să plătesc Facebook-ului să-mi susțină pagina, mai bine să-mi susțină admiratorii pagina prin astfel de cadou și eu la rândul meu. E mult mai util, așa, nu? Evident. Iuliu, mă auziți bine, da? Nu trebuie să vorbesc mai tare de atât, da? Sunt bine auzit. Da, deci câștigătorul din seara asta este, câștigătorul este Sica Tache, nu din seara asta. Câștigătorul e Eminescu. În seara asta o să dau răspunsul peste 2 zile. Maxim 2 zile o să vă spun cine este câștigător. În 2, maxim 3 zile am să vă spun cine câștigă și lucrarea asta cu fetița. Bun, hai să-i dăm drumul și între timp mai putem să vorbim, mai dialogăm. Să vă arăt despre ce este vorba. Aici am niște culori. Mi-am pregătit o paletă de culori, o vedeți, da? Aici e un negru închis, am umbră arsă, portocaliu, ocru, alb, roșu și nici măcar galben. Să-mi pun niște galben puțin. Așa că am mai multe feluri de galben, dar nici nu știu dacă îmi trebuie niște galben acolo, dar lasă-l aici să fie. Așa, hai să vă arăt ce pensule în primul rând, cu ce pensule vom lucra. Ca și culori, ca și ulei, îl avem pe uleiul de la fondul plastic. Stați așa puțin. Îmi cer scuze că mișc puțin. Știu că e deranjant acolo pentru voi lucrurile astea, dar... Așa. Uleiul este de la fondul plastic. Ulei de in. Pentru dimensiunile alea, în prima fază, îmi trebuie pensulele astea, genul ăsta de pensule. Mulți o să spună, wow, dar de ce facem ăsta toate lucrurile astea? Pentru a mă face cunoscut în mediul online. Nu e simplu de înțeles, oare de ce fac lucrurile astea? Eu nu zic că nu sunt cunoscut, sunt cunoscut, dar îmi place să cred că așa e bine, să fii și mai bine cunoscut. Cu cât ești mai bine cunoscut, nu e nimic rău, la urma urmei, să fii cunoscut. Bun. Mai mult, din punctul meu de vedere, pentru cei care te privesc, este o oportunitate de a te cunoaște în mediul online și chiar să-ți achiziționeze da. Unele dintre pictori, ei. Din punctul meu de vedere, mai rar întâlnite în piață. Da. Astea sunt, de adevăr, lucruri mai rare, da. Uite, deci avem așa uleiul de in, am emulsat pensula, da? Îmi pare rău că nu vă pot arăta și lucrarea de Grigorescu, dar majoritatea o știți. Fetița cu, cum se cheamă asta, fetița cu baticuțul roșu, nu? Sincer, nu știu. Da, cam așa ceva, copilul cu baticuțul roșu, ceva de genul ăsta. Da, te poți uita acolo, da. Bun. Eu acum am să fac o băidă. Așa. Bun, gata, să-i dăm drumul, da? Bun, și împărțim pagina, împărțim pânza, nu e pagină, e pânză, da? Deci împărțim pânza în 4, da? Să avem o paginație corespunzătoare. Facem o cruce și am împărțit în 4 părți egale pânza. Acum voi face prima culoare de amestec. Culoarea de suport pe care eu am să încerc să lucrez. Lucrarea va avea mici particularități, pentru că nu o să fie o lucrare fidelă, copie fidelă. Nu, portret nici... de fată, din câte am văzut. Portret de fată, da. Deci, cam atât o să fie portretul nostru. Îl proporționăm cumva aproape de... No, bun. Și eu luăm așa încet. Facem ca un fel de ou. Da? Apoi băgăm culoare aici, pe tot ouul ăsta, băgăm culoare, suport de culoare, da? Sunt mai multe feluri de a executa lucrarea începutul, dar prefer să vă demonstrez în pașii cei mai ușor de înțeles pentru voi, pentru că aș fi putut să încep în niște moduri mai complicate pe care eu le încep la fiecare lucrare, dar eu aici încerc să vă explic pașii chiar așa, de la început, da? Avem un ou, ne închipuim fața ca fiind un ou, ceva mai mare, un ou de struț. Asta este culoarea cu care eu o să amestec celelalte culori.
Pânza se comportă foarte bine, dar, într-adevăr, am și o temperatură destul de mare aici, am undeva la 34 de grade, spune sus, ar fi în atelier. Deci 34 de grade e destul de De-aia cald. stau eu la geam. De-aia Iuliu stă la geam acolo, că... Da, mulțumesc pentru distribuire. Haideți să facem o treabă frumoasă și noi, fără televiziuni. Eu zic că se poate și fără televiziuni. Eu cumva încerc să revoluționez cumva imaginea că eu unul nici nu mă mai pot uita la televizor datorită reclamelor alea. Bine, și asta tot în formă de reclamă este, dar nu oblig pe nimeni să stea aici. Suntem prieteni, am început să, o să începem, sper să fim o comunitate de oameni. Lucrăm nu într-un mediu academic, non-academic, nu ne raportăm la nici măcar cine vrea poate intra pe pagina mea, facem diferite evenimente, expoziții, seminare. Bun, acum să conturez și batecuțul ăla din... las puțin să tragă culorile, da? Știți bine, da? Până trag puțin culorile. Între timp o să fac imediat o umbră arsă, din roșu și negru. Obțin o umbră arsă. Dacă punem direct negru, o să vedem că e mai greu de prelucrat negru, pentru că negru în amestec cu celelalte culori, tot timpul negru murdărește culoarea. Schimbă tonalitățile, de-aia e greu. Vă spun, folosiți umbra arsă decât negru direct. O să trebuiască și negru pe fundal, pe partea de fundal, o să lucrăm cu negru direct, dar în primă fază vom lucra cu umbra arsă. Chiar dacă acolo unde lucrez acum va trebui să fie un negru puternic, o să pun umbra arsă. Și mai apoi, între timp, o să schimb din ce în ce mai negru, o să pun mai mult negru. Lucrez cu puțin ulei de in, după cum bine se vede, nu pun ulei prea mult de in. Prefer mai multă culoare, mai păstos. Și începem așa, aici o să avem bărbia, după care e ușor, e foarte ușor de lucrat. Pânza este prelucrabilă și textura și compoziția tratamentului și toate astea sunt nemaipomenite. Pentru că dacă nu avem o pânză, un suport pe care să ne pliem corespunzător, lucrurile nu o să iasă bine sau nu o să iasă aproape deloc. Sau dacă iese, iese într-un fel nedorit de noi. Așa, aici avem frumos o umbră. Deci nu facem o copie, facem o interpretare. În prima fază ne uităm după originalul de Grigorescu, în prima fază, după care ulterior, încet, încet, începem să schimbăm. Nu ți-e cald, Iuliu? Nu, no, e foarte bine. E foarte bine, da? Așa. Bun. Acum cu puțin roșu și puțin portocaliu, ca să nu pară chiar și o... Deci am spus, lucrarea aparține celuia care susține video sesiunea în primă fază și apoi care distribuie în grupuri. Evident, poate distribui și pe pagina lui o dată, de două ori, de trei ori, dar nu înseamnă că trebuie să distribuim la nesfârșit pe pagina proprie la nesfârșit, da? Mă rog, nu mai spun nimic. Bun. Ia să vedem unde avem ochișorii. Ochișorii avem undeva pe aici. Năsucul e pe aici, aproape foarte micuț, sesizabil. Da? Nu ne raportăm acum la lucruri mari, deci poate chiar și mai sus puțin. Undeva pe aici. Aici va veni și buzițele. Gurița, da? Aici va veni ochișorii, vor veni. Ia să iau eu puțin culoare mai închisă, să facem... Am spus, nu folosesc negru direct, pentru că un negru direct ar fi problematic și nu aș mai putea să mai intervin acolo unde s-a greșit. Lucrez cumva puțin diferit decât știți voi, tocmai pentru că mă pliez cumva pe pânză, pe tehnică, pe stil, pe cromatic. Dar în fiecare seară, dacă voi, nu în fiecare seară, aproape la fiecare demonstrație pe care o fac, dacă voi ați observat, eu mereu abordez, mereu abordez lucruri noi. Nu vin cu același lucru, cu același mod de abordare, în afară de faptul că tehnica o susțin într-adevăr pe suportul ăsta, eu intru în amestecuri și le combin și rezultă modelul.
Eram să spun Iuliu cântă-ne ceva. O stăteam și mă gândeam că cum ai, pentru mine ai fost destul de convingător până să ajungi să faci life-uri. Miniseria asta de postări pe internet cu life-uri și te-am admirat, pare că nu așa ne-am cunoscut. Așa ne-am cunoscut, exact, da. Și să vreau să spun fără un tablou. Da, da, Iuliu, da. Și s-a legat o prietenie. Da, păi, da, uite acum, stau și mă gândesc că așa a fost, exact, da. Noi, de fapt, ne-am cunoscut, da. Și după care am avut proiectul ăla împreună, am avut un proiect. Da, noi am avut proiectul pe faleză și îl mai avem, o să-l mai avem la anul, probabil. Anul ăsta cu siguranță o să-l facem, eu zic că o să-l facem, Iuliu, că ai văzut bine că ne-au luat-o alții înainte pe proiectul nostru, s-au băgat alții. Cum ar fi? Cum ar fi? Cum, n-ai văzut? Nu. Ei. Serios? Ba chiar nu știi? Nu. Doamne, dacă îți spun, nu-ți vine să crezi. Nu. Da, au făcut alții pe baza proiectului nostru. Da, mă, dacă îți spun și ce crezi că au apărut în jurnal, poze cu noi. De la proiectul nostru, pozele noastre din proiectul nostru, pictorii ies pe faleză să picteze, deci în cadrul... Atelierul de pictură în aer liber, Mișcarea Gold și da. Taliateul ăsta, cum spune zi, Centrul Cultural Rembrandt. Așa, și ăștia după aia au luat-o primăria, au făcut treaba asta, dar cu pozele noastre. Activitatea de la, din activitatea noastră au luat pozele. Am înțeles. Nu știai, nu? Sincer, nu. Uite așa, aflăm și noi. Bun. Bine, atunci data viitoare numai le vând pe aprobă, obținem o mașină. Da, păi oamenii acum, oamenii o să înțeleagă că, vezi, Doamne, dar nu, dar așa mi-au și spus că e acțiunea mea și am spus, stați mai oameni buni, zic, anul ăsta nici nu am făcut nimic, zic, ce acțiunea mea, că eu n-am mai făcut nimic anul ăsta. Păi cum, că au ieșit pictorii pe faleză, dar zic, nu au fost aici, nu, habar n-am. Și am intrat la Liborg și erau, da. S-a dat startul. Asta înseamnă concurență și concurența naște un produs mai bun. Păi, dar să fie și competitivă treaba, nu numai concurență. Să fie, cu siguranță. Da. Bun. Voi pune puțin, am pensul la deja murdară de roșu și am să pun puțin pe aici negru și știu că rezultă o culoare din amestecul celor culori care le-am deja pe asta. Bine, în final pe aici o să vin cu cuțitul, un pastă în cuțit, deci nu o să vin doar cu pensula, pentru că oricât aș pune eu cu pensula acum, până nu stau bine să se usuce culorile, o să se amestece așa permanent și nu o să iasă un negru puternic. Cu mie îmi trebuie un negru foarte puternic. Cu fundalul voi veni peste baticuțul ăsta, așa a făcut și domnul. Dar am spus că, da, am spus că nu o să fie chiar ca el, o să încercăm cumva să facem în alt fel. Lași amprenta personală. Desigur că da, pentru că apoi vom să se și bucure de lucrare, nu doar de... Așa. Ia să vedem cum mai amestecăm pe aici. Să... Știți de ce pun acum negru? În mod normal aș fi lăsat fundalul spre final. Numai că acum îl pun pentru că vreau să se așeze cromatic în mintea mea culorile. Și dacă am un alb, un spectru alb totul și eu mă limitez doar aici, vreau să creez ceva, chiar dacă mă uit la un Grigorescu, îmi influențează, albul ăsta mă influențează. Și de-aia acum voi amesteca cumva și voi acoperi toată zona asta pe cât posibil. Chiar și pe aici, chiar dacă aici voi pune în final degetul, nu contează că... Domnul Iuliu. Admir. Uite așa, pun direct... Mai o gogoașă din asta foarte bună. Da. Nota 10 și pentru gogoașă. Uite, vezi, acum chiar pun negru ca să astup toată treaba asta, să pot trece. Nici n-am să mai pun degetul pentru că am venit pregătit cu chestia asta, maștiocul ăsta, și îl pun maștiocul și nu mai, nu o să fie o problemă. Bun, ia să vedem pe unde vine baticuțul, partea aia de acolo vine aici, așa. Ne limităm frumos, să vedeți că
Acum doar este o schiță, o banală schiță, o eboșă, dar... A scăpat negru pe jos. Așa, mulțumesc. Încercați să susțineți video pentru că nu mai, Facebook nu mai spune când intri în direct. Fiind foarte solicitat, am înțeles sistemul, nu mai anunță când cineva este în direct. Știi, nu? Da, nu mai anunță. Numai dacă susțin prietenii tăi sesiunea video, atâta mai poate fi văzut. Mai nici eu n-am știut, mi-a spus cineva. Vă că suntem destul de mulți, 164. Da, pentru că susțin, oamenii susțin, da, Criste, intră, pentru că oamenii susțin sesiunea video, în direct. E Cosmin. A, Cosmin. Salut, Cosmin. Și Gianina. Bună, Gianina. Bună. Ce faceți? Cum e? Cum e pe afară, că noi nu știm cum e pe afară. Cred că ninge, totuși. Nu, nu are cum să ningă pentru că e foarte cald. Serios, ninge? E, ninge. Am venit chiar picura așa, puțin, gura așa. Și acum văd, zic, e prea bine. Da, nu, putem de dialoga, nu mai v-am spus să nu cumva să spuneți, să spunem prostii mari, spunem, dar din alea mici. Da, salut, îmi băgau ăștia. Deci nu mai pot, sunt terminate. Bun. Partea frumoasă a lucrurilor este că textura pânzei este ea, pe fundalurile astea închise de culoare, după ce o să fie lăcuită, că evident o să o și lăcuiesc, o să bine să usuce, după o lăcuiesc, o să se vadă textura pânzei și lucrurile astea dă un plus de valoare, cum o zic eu. Eu îmi folosesc manșocul ăsta pentru că cu negru nu prea aș vrea să mă mai murdăresc tot timpul permanent să fiu murdat de negru și atunci prefer să... Așa, hai să începem. E puțin cam rozie la față, probabil că și voi acolo aveți o percepție de cromatică, bine, puțin diferită de cea de aici, din atelier, da? Și încet, încet am să schimb și eu puțin, am să mai pun puțin ocru. Și o să încerc să-l amestec aici cu culoarea asta de aici. Treptat, treptat am să aduc pastă de încin cel mai mult pe lucrare. Uite așa, aici o să vină obrajorii. În partea asta la fel un alt obrajor. Aici avem o parte de umbră, în zona asta o să fie puțin umbră. Distanța între ochi este bună, distanța între nas și buzițe e bună. Apoi aici o să vină bărbia. Ia să mai punem niște... Despre nimic. Așa. Eu zic, Gianina, să te apuci de pictat aici, dacă tot ai venit. Da. Ești obosită, nu? Da. Și oricum, n-am pânză. Se gândește prea mult la mine, pentru că se gândește. Da? Se gândește la tine prea mult să mai... Dar tu ai cumpărat pânză... Da, am pânză din asta dacă vrei, un nou, uite de acolo. Dar nu, e din Germania asta adusă, nu e de aici. Da, de aia, ai tot ce-ți place. Păi ce mă daci? Păi acum, e pe drum. Bun, hai să mai închidem puțin zona asta aici, la ochi. Cred că e prea cald când ați intrat așa, ei nu se simte prea tare. E foarte bine. E foarte cald, Gianina. Bună seara. Salut, Cristi. Brigada de intervenție, nu? Dar ce mă, nu vă cunoașteți voi? Nu vă cunoașteți. Ok. Da, dintre la mufă dintre aia, da? Mm-hmm. E pe masă acolo. Gianina, ajută-l tu. Cristi, fă-te comod că nu ești nou venit aici, așa că... Păi, dacă vrei tu numai... Nero aici este. Nero? Da. Păi... Te-am urmărit? În special pe Cosmin, l-am însoțit.
Bine, e foarte jucăuși și se ridică pe... Deci aici o să vinim cu negru frumos, partea din umbră. Eu acum cam deodată încerc treptat... Treptat să încerc să-mi aranjez lucrarea. Păi, întreabă și pe Cosmin, numai pe Laurel. Păi, adus. A, da? Cosmin, uite ești. Uite așa, pun pastă groasă. Uite, vezi? Așa, aici distanța între ochi o să vină tot cu puțină culoare. Eu treptat trebuie să o mai închid la culoare, dar nu se poate închide dintr-o dată, să luăm așa și dăm cu o pensulă mare să închidem culoare. Nu. Treptat. Vom ajunge la o nuanță plăcută. O să obținem aici și obrăjurile ăștia mai hălcoasă puțin o să vină. Mai bucălați. Bravo, mulțumesc, Janina. Am zis-o că de asta îmi trebuie oameni prin jurul meu să mă ajute. Au, să... eu am ca să iau... Da? Da? Păi numai ce am zis, că tabloul cu Eminescu l-am dat, l-a câștigat. Da. Deci, păi da, că și lucrarea asta, de fapt, tot așa o să meargă în sistemul ăsta. Cine susține sesiunea video, cineva acum verifică, tot timpul e verificabilă treaba. Cine o susține sau nu. Cine nu o susține, asta e. Dacă intri și a plecat, nu-i vina mea. Nu? Nu-i corect? Susțin ceea ce până la sfârșit. Păi, dacă nu stă până la sfârșit, degeaba o susține așa în domnul. Aștept și până la sfârșit. Ce mi s-o spune? O să dăm și noi cer. De ce? Băi, ai văzut, uite ce ți-am primit cadou. Nu, am este ok primit cadou. De la cine? De la Mihăiță. A, Mihăiță a făcut-o? Da. Foarte frumos. Mm-hmm. De ocazia sărbătorilor de iarnă și nu știu. Da, crezi că trebuie să existe ocazie dacă cineva vrea să-ți dăgrească ceva? Nu cred. Bun, hai să facem ochișuri. Gata că... Asta mea s-a uscat bine, nu? Oh, iar tău e uscat de... Ia la din spate, de acolo, pe aparatul ăla. Mai e de lucrat. Știe el cât mai e de lucrat, nu spunem noi. Păi, Cristi, poți să pierzi timpul, trebuie să începe altul, nu? Dacă spun ceva, nu spune serios. Ia zi. Am 3 comenzi. La care, mă, la ăsta? Nu, am un special. Deci omul e cu comenzile. O icoană și două portrete. Bun. Da, ce dialog întreținem noi aici, prea puternic. Dar trebuie să discutăm, dacă nu te apropii, cum discutăm? De la distanță? Normal ar fi trebuit să am un negru mai puternic, ăsta de la fondul plastic nu e bun negru ăsta. Era unul de la... Da, oricum, când vezi că zice pictura, nu? Original, da, da, dar nu e puternic. Bun, băi. Nu e destul de puternic de ăla. Uite, panorama asta e bună, ăsta e bun. De la, nu știu cum se cheamă, dar e mai bun ăsta, de 1000 de ori. Uite ăsta. Da. Nu e de la Daco ăsta. Nu, e o prostie, că nici măcar nu e... Da, eu l-am dat negru de fund. Ce ți-ai însuțit când am dat comandă? Păi, cred că da. Sau umbra ars. Nu, mă, umbra ars e altceva. Nu. E altceva? Sigur, nu. Negru de fund, dar nu e așa cum are. Păi, nu e. E un maroniu, așa.
Că s-a avut cine buchii negru. Da. Negru de fum. Și care e diferența între un negru normal și ăsta? Nu știu. Crede-mă că nici eu nu mai știu, pentru că ăștia de la fondul plastic le-au tot... Și pune pe tablou, pe portret, sau să știi că e negru de fum. Și atunci nu e negru. Da. Nu vezi diferența. Apare și... Italia e foarte, foarte fină, să înțeleg. Și tub din ăsta, de la care ai tub. Da. De plumb, ce naiba sunt ăsta. Al de... da, pe dar nu, alea nici, da, nici nu mai... E rusesc. Dar ce ai mai găsit așa ceva tu? Pe unde am dat comand, nu în tuburi de plumb? Da. Ia uzi, curios. Nu, eu n-am mai văzut de mult în tuburi de plumb culoare. Deci produs în Rusia. Da. Și iată ce mi-am dat. Sunt mai bune astea? Iată, nu. De la care ți-am spus. Da, ce mai este. Să-ți seama ce viteză tăi să aibă astea. Da, uite pe ăsta. Da, asta e mișto, mișto, frumos. Ce ne mișto? Mhm. Se mulează bine. Da. 18 lei, 19 lei asta și 28 lei. La reducere. La reducere. Da. Uite. Și am, mi-a venit și ceva letu. Ți-a venit ceva letu? Da, mă, cu ăsta, cu produse. Ia auzi. Ce bine. Da, doamne. Să vă. Uite ce să fac, să l-am aici. Da, am venit eu și m-am schimbat. Am ochiulit alea, cu jumătate de ani. Uite așa. Ar fi trebuit în mod normal să vă vorbesc mai mult, să discutăm despre lucrurile astea. O să discutăm imediat. Ideea este că trebuie să prindem mai întâi un pochetul, să-l schițăm, să facem o evoșă corespunzătoare și apoi o să discutăm. Mă concentrez mai mult pe treaba asta. Cristi, nu vii aici lângă mine, nu? Da, da, eu vreau să mă uit prima dată. La ce te uiți? Sunt mântă. A, e, sunt la fel. No. Da, cât e aceeași firmă, dacă nu mă înșel. Nu e aceeași firmă? Nu. Nu? Mai vreo jumătate. Sunt și acoperi cu curse. E diferit? Da. Păi mai știi în ce constă diferența? În aliajul lamei. Nu. Dar în ce? Nu, lama e bună. E perfect. E ca a ta. Dar numai că modelul. Ei, modele, dar modele sunt diverse la tu, Cristi. Acum vorbim de... bine feluri de modele. Păi numai eu, cred că am acolo vreo... am vreo 15 modele, da. Dacă nu mai multe. De cuțite dintre astea. Nu sunt acolo toate, dar... sunt multe. Băi, ce nu m-a ajuns să înțeleg și eu ceva, că de fapt am ridicat șnecheta sus. Bine, că acum este boșă și nu e nicio problemă, că îl putem coboră dacă l-am ridicat prea sus sau l-am făcut unde nu trebuie, îl putem... Reci. Retușan, da. Ei, dacă ăsta e terminul... Deci puțin mai jos de pe aici. Hai, vezi? Da, pupila mai jos. E puțin mai jos pupila, da. Ce e cu Mihai? Face conversație cu pagina ta aici, atmosferă. Da? Ce faci? Am văzut așa, mă, nu știi. Eram poate de la masca, opa! Doar am dat, mă rog, prin stic, da? Am mai slăbit, nu? A, dar voi vă cunoașteți, nu? Nu. Noi știm toți aici. Aici vă știți toți. Noi suntem o familie, suntem o familie. Chiar sunteți o familie, adică nu... Pe Laur? Da. Ai intrat acolo Zoro? Da. Exact asta am zis și eu mai devreme. Nu, am dat negru, dădeam, și ce se întâmpla, negru, dădeam cu, asta era nouă, știi, și nu o vedeam, și aruncam prin ea, și de aia apoi zic, bă, dar zic că asta e pusă, de-aia nimeni nu o văd, știi? S-a făcut ochelarii? Nu mi-a făcut ochelarii.
Dar nu știu, Cristi, dacă îmi fac ochelari așa de repede, pentru că... Ai văzut diferența. De-aia i-ai adus la tine? Normal. Normal. Nu poți citi. Cine vrea să-i explic? Dacă am aici atâția ucenici în spatele meu, nimeni nu stă să-i explic. Te ascult. Ai, m-a ascult, dar de acolo e prea departe. Nu trebuie să stăm aproape să vorbim aici, dacă vrei să-ți explic unele lucruri. Mă gândeam la o idee, la orice. Ia spune-mi, te rog frumos. Poate ar fi dintre cei care te urmăresc, așa, un doritor să câștigi chiar o experiență aici, în atelier. În viitor. Cum sună ideea asta? Păi, na, ce să zic? Da, normal, ce... Noi? Următorii la live. Deja? La live. Deja din ei. Să facă și ei. Aici. Da, bine, ok, dar eu nu știu dacă cineva ar vrea, crezi că l-aș goni sau i-aș spune nu veni sau... Nu cred că ar fi... E cu ori inclusiv? Aaa, domnul Cosmin! Numai la astea stă gândul ție. Dar să știe și omul ăla. La ce se așteaptă? La ce se așteaptă? Mai bine... Mai jos puțină sucul, ia, ia zi. Echipași pleacă echipa de cunoștință. Janina, cum e? Nu-i mai jos puțin, ia uite puțin. Dacă aici o să vină buzițele, ia. Un bagaj vast de cunoștință. Un bagaj vast. Ai zis bine vast. Să-i luăm puțin... Deci am un număr constant de cei care susțin sesiunea video. Avem unul. Ale facutice, nu vreau. Da, hai să facă ceva în spate acolo, să-i vedeți pe marii artiști. 20-30. Dar tu ce stai mai cu gluga în cap? Sunt 40 de grade aici. Bun. Haidem. Bun, hai să discutăm. Cristi? Da. Gianina, Cristi? Da. Stați lângă mine, vă vorbesc? Da. Domnul Iuliu are alte treburi, el e cu alte preocupări, clar. Vreți să vorbim de pictură sau nu? Aici de ce ai făcut cu portocaliu? Păi de ce am făcut cu portocaliu? Da, nu, e cam deodată e pastă. Dar să știi că eu, dacă am pus puțin portocaliu aici... Așa, l-am pus pentru... Nu, e bine, că o să vezi să se vadă o pastă groasă, să nu fie doar un simplu roșu. Nici Grigorescu acolo n-a băgat doar un roșu complet, vedeți? El a mai pus și puțin alb, a mai băgat și alte tonalități, deci a vibrat cumva cu... Bun, hai să terminăm acum buzițele, vedeți? Ia spune și mie acolo, care e diferența, Cristi, de exemplu, tu acum, vorbim de lucrarea aia. Spune-mi și mie acolo, dialoghează puțin lucrarea cu Grigorescu. Nici mie acolo, ce vezi tu? De ce n-a făcut să se vadă buzele complet, să se vede numai urma de buze la... Depinde cum e de lumină. Nu, e depinde de lumină, nu. 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 Efectiv, l-a interesat doar efectul care rezultă ca urma. De fetiță. Da, o dulceață de fetiță. Buzi mici. Trădălașe. Ochioasă. E ochioasă pentru că... Da, e în conformitate cu vârsta, nu? Uite și la ficior, mi-e ce ochi. Uite aici o să facem da, dar asta e fetiță la țară. E, la clar. Tu la oraș vine la țară. Da, a nu este e mixtură, nici una, nici alta. Ai mai pictat, Gianina? Da, în vis. Dar și ce culoare frumoasă am folosit? Poți să fii și sincer, că dacă mi-ai păi eu cred că a fost sincer, ai.
Ai mai fost la fondul plastic? Păi nu am mai fost la fondul plastic, nu. Nu am mai fost pentru că am avut multe lucruri. A, tu când spui, da, am fost, când se iau pânzaia, nu? Sau acum, mă, recent. Da, am fost. După ce am fost. A, da, am fost. Păi m-am dus și am luat niște materiale, mai trebuia să mai cumpăr ceva. Da, e mai liniște ca... Dacă eu eram singur în atelier, vă spun sincer, că dacă eram singur în atelier, nu era liniște asta. Serios, vorbești? Da, păi nu, cu sigur că da, vorbeam. Da. Ceea ce faci? Voi e mai multă liniște decât înainte. Cine mai citește și mi-a câte un mesaj din când în când care e mai concludent așa, domnul? Câte mai vreau eu, da, pot fi câte vreau eu. Nu, dar văd că e destul de multă lume aici, pe pagină. Da? Pe 100, bine, e puțin acum, dar... Bine, a fost și 170. A fost, da, chiar și 170. Când am înțeles și de ce e vorba, dar... Să înseamnă că îți susțin... Da, ideea trebuie... Proiectele care le ai și sunt alături de tine. Bun. Cam asta și trebuie, să fim uniți ca să reușim să facem ceva, să răzbatem, da? Asta este și să facem gura puțin mai mare. După punct de vedere, eu personal, mie mi-a plăcut că ești ceva inedit, fără, nu știu cum, cel puțin asta e concluzia mea, nativ, din punctul meu de vedere. Că ai nativ niște trăsături. Neavând un staff în spate de promovare, de exact, instruire, de la zero. De efectiv, practic, de la zero am plecat cu toate. Ești multitasking și doar un om care trece printr-o etapă de genul ăsta, ar putea înțelege, care vrea să creeze ceva de la zero și îți dă seama cât de dificil este să treacă prin procesul ăsta. Eu cel puțin de aia sunt alături. Mulțumesc, domnule Iuliu. Și ești român. Păi, și mai e și cetățeanul de-al meu, cum s-a zis, că nu mai trebuie. Mai ia cineva cu cetățeanul meu. Ei, nu. Este la în prima fază, dar după aia nu este greu. Nu este. Noi aici avem, nu bem cafea, o bem ceaiul de seară, suntem un grup. Vă dai seama, gândește-te că oamenii înainte, mă gândesc la tip Grigorescu, Lucian, în perioada în când ei se puteau întâlni, când îți dai seama, prin cafenele, prin diverse expoziții, era o lume activă a artei în domeniu, adică aveau acces mult mai ușor decât noi acum care încercăm să imităm cumva, nu vezi? Tehnicile nu cred că mai sunt, sau că am pierdut bănuiesc din tehnici, mulți s-au pierdut. Da, e clar că nu mai pot fi decât, ele erau într-adevăr studiate în atelier, nu, normal, e clar. Nu, aici, la fel, nu am nicio treabă, s-a terminat. Când domnul Constantinescu te salută. Salută și eu de la... Salutări din atelier. Din atelier, da, sigur că da. Asta e 20-30 după. Da, e și acum o să mai lungesc puțin buzițele, câte puțin. Ia! Ce? A, ăsta de aici, da. Prima mea lucrare care mi-a dat. Da. Ce fă? Păi da, frate, așa trebuie, cum? Dar și Gianina, ție nu la fel ți-am făcut?
Fă-l! N-am zis și ieri la fel, când ai venit prima dată în atelier, ți-am zis, fă treaba asta, dacă poți. Da. Păi, cumva trebuie să începi la ceva, nu? Hai că mă duc și eu la Cami, deși asta aici destul. Dar... Da, dar vezi cum ești că trebuie să-ți iei și o sursă de lumină și să nu vorbești cu Nero. Pe asta, eu am știut tactica, Cosmin, da. Mă gătesc deci dacă... la truba de sănătate și a vrut să-și ridic așa labele, să-l ia Cosmin în brațe. Dați seama, să nu faci... Deci abordări. Să nu-l abordați prea mult, că după aia nu mai scăpați de el. Să urcă pe voi și cum e afară plouat, ud, vă face tot dura. Păi zice, nu-mi dai și mie un șervețel să mă aștept, zic, mai întâi se usucă și apoi... Și apoi la mașină ați spălat. Nu, adică nu se mai cunoaște. Și oricum, din moment ce mai ești pe aici... Și da, gata, te-a și murdărit, mă? Urmărește. Păi, uite pe încălțăminte ce hal l-a făcut. Bine, și pe pantalon, dar pe încălțăminte, mai ales pe piciorul ăsta. Uai, Cosmine, dar ce te-a făcut tată? E impecat acum ești. Măcar ai simt și tu că ai fost undeva. Nu poți să le spui. Amintiri. Da, nu le poți spune oameni. Ui, ce bine se vede la distanță. Asta să mai lucrăm puțin la buze și apoi lucrăm aici între ochi și la ochi mai lucrăm pe zona aia. De fapt, toată lucrarea trebuie lucrată încet, încet. Da, mai distribuiți, susțineți, v-am spus, voi, dar nu e chestia că eu am în spatele meu o echipă de oameni care văd cine susține sau nu treaba. Suntem cu ochii pe voi. Da, deci nu e așa că am intrat, am susținut și am plecat, nu e. No. Eu zic că fiecare are liberul arbitru. Sigur că da, nu e nicio... Dar numai că am spus faza aia cu, știi, băi, nu poți să distribui pe pagina ta de 100 de ori. Că... Tot distribuirea e și aia, dar parcă... Nu? Uite, doamna Luminița, tocmai ți-a scris ceea ce spuneai tu mai devreme. Păi știu, doamna Luminița, pentru că Facebook, am înțeles, mi-a explicat cineva, Facebook nu mai poate trimite oamenilor treburi de genul ăsta, pentru că Facebook are sistemul prea încărcat. În ultimul timp nu mai face față. Și atunci cei care intră în direct pe Facebook nu mai sunt susținuți de Facebook să spună, vezi că a intrat în direct Popa Laurențiu sau Mihai. Nu mai anunță treburile astea și de-aia spun și eu acum lucrurile astea. Dacă vreți să mai continuăm în felul ăsta, să ne ajutăm între noi, pentru că nu mai există alt mod de comunicare. Gata, s-a pierdut și ăsta. S-au gândit așa că e prea mult să anunțe pe fiecare când intru eu în direct sau când intră cineva în direct. Și au eliminat din start treaba asta. De-aia spun că singurul mod de a mai putea face lucrurile să funcționeze este ăsta, să susțineți voi pagina în direct. Cine a plecat? Cristie? Unde s-a dus? La fund. A, va veni cu țigara, vezi cine poate. Sunt foarte bune, da. Numai artiști în casă asta. Și în bucătărie și în atelier. Camela le-a făcut. Da. Deci tot. Ia 10 pe care mă. Serios? Dați și micuțe, mă, aici, ca să spunem așa că nu... Bun. Hai să mai... Vedeți că am pus culoarea aia pe dedesubt, se amestecă cu culoarea de suport și mi iese un gri, nu mi iese un negru complet. Dar până la urmă s-ar putea să fie bine și așa, pentru că pânza absorbe foarte bine uleiul din pigment, din vopsea și îmi permite să pun cantitate de vopsea de culoare din ce în ce mai multă. Și chestia asta e foarte bine. Nu e nimic... nu e rău, e bine. La fix 7. Păi și mă zved la mașina din față, să-ți vine, și ai și bunițează, da. Cum să vedem lumina afară, rău, cam drag, dar bunițează. Îmi mai puneam în faza lungă, în spate, unul, ca să mă dau drag într-o parte. Ei, da. Bătea, mai sunt și oameni, da. Mai sunt și ăștia care au răbdare, care mai au cele și ori. Care mi-e 70-80. Care mai cu 70-80?
Da. Ăștia cu 70-80. 75-80. A, 75. Ei, aia era diferența de 5. Oh. Nu mai înțeleg. Și acum v-ați dat voi seama care și 5 ori. Ei, e o istorie, auzi, e o istorie întreagă în spatele la 5 ăla, da. Nu. Nu, am plecat noi la mare și zic lui Cosmin, zic, merg cu mașina ta, da, păi, ok, dar zice, nu mergi cu viteză. Nu, zic, 70, 80, 75, 80. El așa spunea că merge, de obicei, când pleacă. 75-80. După aia n-am mai lăsat 130-150 până la Constanța. Deci până la... Și 190. Și eu credeam că nu o să reușesc să merg așa. Cine aveți cu 190? Eu. Ah, credeam că eu. Nu am zis. Uite, așa am zic și eu. N-ai ratat oportunitatea de a fi în direct să scrii și pe te-a avut toți voi. Păi, dar de ce să nu spună? Lasă-mă, că doamne, suntem la televiziune aici, suntem într-un cadru... N-am făcut-o că este în direct aici. Hai mai, lasă-mă. Pur și simplu am zis așa și am mers destui kilometri. Și apoi când am văzut, zic, hai de mine, așa de mult este... Uite, vezi ce ușor, a început să se zice așa de așa. Da, da, și mai asta. La unele mașini chiar nu simți. Da, nu prea se simte la astea noi. Și zic, hai să nu fie 200. Deși voiam să fie 200. Deci modestia tot e acolo, dar ea în asta. Băi, dacă ar fi de laudă, vă spune că am mers cu 205, 220 am mers. Băi, în afară de 200 la care... Și cât am mers, Cosmin? Băi, am mers cu avion, cred că 80. Nu știu, în tale, 1030. Hai, mă, nu știu, ce mai conține. Duiu, 230 am mers, da? Noi, la prin stradă, în... Cu cât? Localitate. Cu 214, la prin stradă, în județul după... Băi, nu suntem un exemplu bun. Da, nu mai suntem un exemplu bun. Am plecat de la... De la... talent la... Păi tot talente și eu. Tot talente și ăla, da. Nu știu. Am întrebat din stații, înainte. Am întrebat dacă e liber? Liber, i-a dat. A prins în comună. Păi cum? Dacă i-a spus că e liber și după aia... Da, ce i-a răspuns? Ce crezi că e... Da, probabil poate a venit după colț. De după colț a venit. S-a instalat în colo și mea. Sau probabil și-o fi dat seama că nu e tir. Ăla de pe tir. Și a zis, băi, dar ce, ăsta mă întreabă pe mine cu mașina mică dacă e liber? E liber, frate, du-te. Știind bine că nu-i niciun tir, știi? Poate că drumul era liber și nu era niciun tir decât mașina care a trecut. L-a văzut cu stația, cu antena. Și a zis, e ăsta m-a întrebat. E liber, mă, du-te. Și apoi... Dus a fost. Dus a fost, da. Băi, iar deschis geamă, mă, ce ar zice aici? Eu ala deschis. Numai că vine fumul țigară de la șeful. Serios, simți? Păi, dar nu simți? Am numai acoarele în nas. Nu știu ce fum de țigară simți. Păi, dar Cristi nu-i afară, nu fumează. Da, acum simt. Abia aici, eu acolo nu simt. Nu. Fiecare cu... Da, da, sunt. Dar ce folosești banda asta? Ah, am înțeles acum. Și prinde bine așa banda asta? Da, e foarte bună banda aia, ține foarte tare. De dracu, se atât la... De la Lidl l-am luat-o. Păi la Lidl l-am văzut și eu, de asta trăiem. A, de la Lidl. Ia, ajută-mă, Gianina, și mie aici, să vedem cum ți se pare. Bărbia, nu trebuie puțin mai rupt în joară? De aici e vorba, de la chestia asta, știi, de aici. Dar eu vreau să vin cu culoarea acolo, dacă reușesc culoarea asta. Ia să vedem. Poate nimeresc acolo pe culoarea bună. Băi, trebuie să fie o lucrare frumoasă, nu? Ca oamenii să poată să se bucure de ea, cine o primește. A, încă ceva, adică să ne înțelegem acum, nu putem câștiga de două ori la rând. Chiar dacă doamna care a câștigat înainte, acum nu cred că mai poate câștiga tot dânsa, că
O să-mi sară, dar o să-mi sară toți în cap după aia, să zic că păi numai unul câștigă și celălalt, nu? Da. Da, nevastă mea număra distribuirile. Ce credeai, că ești tu, Cristi? Nu, credeam că ți arată automat. Nu știu. Arată, bă, la cei care interacționează cu tine, la interacționează. Da? Da, ți arată acolo. Dar este o aplicație, nu știu, m-am impresia că o să poți găsești, dacă te faci trage la sorți, fără... A, dar nu e vorba de asta, eu am verificat treaba cu cine a distribuit, da, e, dar dai seama că era firesc, aproape normal, dacă numai cât am stat cu tine, doamna a distribuit, ai văzut câte ori și mai încolo încoace, deci nu mai avea concurent, să zicem așa. Îți faci și pe YouTube cont, și acolo poți să pictezi în direct. Pe YouTube în direct? Da. Cum așa? Eu te recomand. Păi mă mut pe YouTube. Și acolo poate să te bagi mai rău. Numai aici, băi, eu mi-am format o comunitate de prieteni aici, suntem o... Da, acolo încearcă și pe YouTube, pentru că... Și pe tot globul. Da? N-am știut că se poate. După tot globul. Păi am o grămadă din America care tot îmi scriu și am, ți-am zis, am grupuri în care îmi scriu și... Ba mai mult, poți să faci... Există și un site în care... Cei care doresc să susțină cauza, poate să fie donatori, cauza Italia. Parte 11, dacă așa se numește. Și ai... Păi nu e aia cu subscribe? Nu, subscribe, eu subscribe. Subscribe. Și ai gen... Ai să fii sub patronajul... Mă. Cui vrea să îți... Să doneze sau... Nu, e mult spus doneze. Să fii alături de cauza ta. Mhm. Oricum și o să fie mișto, o să iasă bine. Vezi, albul ăsta de ce prea puternic, vezi? Și acum dăunează, vezi? Da. Cât de multe ați... I-a zis Luca, mi se mi-aduc... Cârpa? Da, și nu mi-a adus. Las-o. Cosmine, tu spui? Tu spui, nu mă face să spun aici în direct niște lucruri, că tu ești ăla care e... chiar... După mine te-ai luat. Vorbiți, pictați, e bună. Ca nu e bună din loc. Trebuia să o pui pe Cami să pună tarif pe gogoși. Mă întrebam. Dezvrătate. Dezvrătate asta mai ales pe aici, haide. Să vedeți și da. Se vede paleta de culoare, ne folosesc aici. Mă trebuia să vezi în răspădălire. Se vede, da. Da. E bine. Tu când mai vii, măi, Cristi, în atelier? Săptămâna care vin. Tu știi unde sunt eu pe 23? Mhm. Păi și cum vii? Cu cine stai? Cu nevastă mai mergem cu mine, măcar dacă... Cu Nero. Măcar dacă rămânea cineva acasă, da, așa, cu cine că vii? Le-am pus frate. Păi știu de ce vă așteaptă. De ce? De-aia vă așteaptă. Atunci o să... Păi duceți-vă dacă femeia acum... Tu împreună cu mine să mă mâncat cu tata. Vezi cum o să pictează, că pe mișto merge pânza asta. Nu-i mișto? Că poți să folosești pastă groasă, asta e important, știi? Dar pânza asta parcă e mai fină, nu? Sau mi se pare mie? Nu, e bine, față de cele de la fundul plastic, te referi. Da, da, da. Da, sigur. E mai fină. Măi, are altă calitate pânza asta. Nu? Păi nu, că asta e pânză veche de jos-jos, da. Nu e asta pe care pictez eu, e altceva. Aia de jos e altă treabă, Cristi. Ăla e al tău, da. Aia e lucrarea ta, domnul Cristi. Lucrarea nu este ușoară, lucrarea este destul de grea asta, dar... Am tratat pânza. Da, tratat.
Da, păi cu i-am ce? Spus să-mi trateze și mie pânzele la fel. Cu ce este? Cu grunt. De la fondul plastic. Mm. Grunt. Și mai multe, vreo 4-5 plantări. Da. Da. Acoperi toate. Perfecțiunile. Da. Și ăla de acolo. E mai bine tratat. Aia mică, nu? Culoare. Da, când aplici culoare devine fină, mai fină de cât. Păi la un moment dat, până să-i dau lacul ăsta, să-i dau la urechi, lacul era sticlos. Și a avut modelul de la pânză, cu găurele. Textura, textura pânzei. Textura. A fost acoperit mult în stratul. Șlefuit. Mă dau mai așa, să vedeți, domnul. Nu știți originalul ăsta. Aurențu, dacă omul are tot? Nu are nimic. Nu, dragul meu, nu e nimic acolo. Poți să umple la tot cât vrei, nu mă dă. Păi și ăsta la ce l-a conectat? Care? La laptop ăsta, da. Dar nu, că e la acolo, că e acolo umbli, nu? Da, da, poți să te duci acolo. Nu are pagina asta să nu umbli, că e... E extinția, cum să zici. Ai obosită? Domnul Iuliu. Am mâncat prea mult. De la atâtea gogoși. Cine-i cu da, nu că nu dau peste el. El dă peste mine, că mă dau în spate, știi? Dar el dă. Deci o să venim cu puțin alb. În zona asta de aici o să venim iarăși cu alb, ca să facem, cum ai spus, se cheamă obrăjorii? Da. Uite așa, iar îi tampăm puțin și după aia să iau pensula mare aia de tampaj cu asta și o să tampezi exact ca Grigorescu, știi? Și o să vină totul sfumat foarte, foarte fin, știi? Da. Că asta e ideea la Grigorescu, știi? Dar trebuie să ducem treburile astea, așa că nu poți face o chestie sfumare acolo și să sfumezi, n-ai cum, trebuie lucrat bine. Chiar dacă îl dăm cadou celui care îți susține sesiunea video și distribuie mai mult în Mihai ți-a pus un link cu... Cu ce? Un magazin cu materiale pentru pictură. Foarte bine. Colorit. Tu vezi și năsucul o să fie puțin estompat din ceea ce este acum. El nici acum nu se vede prea tare, dar o să fie și mai tare estompat, știi? Păi, uite, vezi aici, de exemplu, la guriță, partea de jos. Întrebi un roșu. Cred că roșu ăsta pe care l-am eu nu mi se pare destul de tare roșu. Le am aici, dar sunt... Uite, ăsta este. Ăsta este. Și ce-a făcut așa odată, nu? Și-a sărit, frate, pe tricou, pe mochetă, pe... Și ce făcusem? Tot. Bine că s-a curățat. Păi da, dar am avut o soluție specială și-am dat cu aia. Și scotea ca un fel, ziceai că e spumă de ras, știi? Și mi-a scos toată chestia. Bine că tricoul era, dar mă, parcă a fost făcut buf o dată tot. E mai degrabă așa un roz. Ce? Nu, uite ce este, un roșu aprins, uite la aici, ca să-l vezi. Dar cum se vede așa pe tub? Da, violet bate. Cum am eu geaca aia? Uite așa, și după o să mai pun puțin alb. Să mai ridic aici puțin. Au, nu, uite, Iuliu. Iuliu? Ești pe partea asta, l-altă. Ai mișcat mouse-ul prea mult. Ui, eu mă gândeam, mă zic, bă, dar
telefonul la laptop. Ah, dar cine e acolo? Cristinel, da, e bine? Hai, lasă că, auzi, nu mai da modelul, lasă că nu mai am nevoie de model. Lasă-le acum, dacă l-ai închis, l-ai închis, nu mi-l mai da. Dar nu mai e nevoie, că vreau, da, am spus că vreau să lucrăm și noi din... M-am dezbrăcat de mii de ori. Dar ce mă, nu mai veniți înapoi? Plecați și mai veniți sau cum e aia? Plecăm cu Nero. Auzi... Mergem împreună, mă, plecați. Da? Mergem ușurel, așa. Dacă mă grăbiți. Dacă ai merge tu în fața mea, simt mai... Cât mai durează la... E mai bine când văd o mașină în față. Păi exact, de aici încolo încă 50 de minute. Zilu, Zilu, în camera, să-mi aduc și eu un canul, o sticlă de apă, ceva. Un ceai, dacă mai faci. Vrei ceai? Da, spune-i să aduc, da. Dar eu nu vreau ceai, eu vreau apă. Nu, mă, de ce vreți bea ceai? Nu mai, că am băut ceai și tot mi-i sete. Păi, scuze-mă, că s-am luat. Nu-mi trebuie modelul, lasă. Cum sunt aici și acum nu sunt. Dar nu mai vreau modelul, lasă că pictez în cap. Uite, telefonul meu. Nu uiți Janina, da? Spune lui Camelia să-mi dea o sticlă de apă, te rog. Și nu ai găsit acum? Am găsit, dar nu cred, mă vedeam în... Trebuie să fie foarte mult păr pe ea, dacă nu are suficient păr, nu e bună. Și atunci, că multă lume și-au cumpărat, sperând că e ceea ce le trebuie și nu a fost să fie. Am văzut ceva, dar m-am văzut din lateral. Da, Cristian. Pentru sfumat, ce am observat. Ia adică spune, ce ai observat. Să fac o pensul din apă, știi? Mm-hmm. Să fac pentru sfumat. Păi, nu așa am folosit și eu. Geamul în început, nu? Da, dar în sus deschide, numai pe latura de sus, nu tot, că după aia iar e. Păi, Cristi, hai ca să spunem și oamenilor lucrul ăsta. Uite, de exemplu, asta este o pensulă de apă. Milan, dar nu contează de la ce firmă este, va? Da. Da. Uite, vezi, asta e o pensulă pe... de apă, da? Și cu ea, uite ce frumos se poate obține, sfumatură, uite. Uite, vezi, dacă vrei pe suprafețe mici. Uite. Uh-huh. Vezi? Uite, da, aici la buze, de exemplu. Așa, mai punem puțin alt. De acum începem să lucrăm din ce în ce mai fin pe lucrare și trebuie împrăștiată bine culoarea. Deci mai un pic așa și nu știu, faci sfumatura? Mhm. Care? Da, dar nu așa trebuie să fie, trebuie să fie... Vezi că are gen așa. Bun, mai... Și în rest, roșu, știi, doar aici, restul îi se stompează. Mm-hmm. Da, oricum, trebuie și tare. Tu îți spui chestia asta, nu? Mm-hmm. Așa, da? E bine acum? Nu, nu, îmi refer restul buzei. Da, restul buzii sunt mai estompate, sunt în umbră. Dar nu să facem cum e acolo o copie a... Da, fidelă. Fidelă, cum zicea care ăsta, Fidea, în piesele de teatru a lui...
Caragiale, măi. Uite, pe aici, ca să scoatem acum, va trebui, uite aici. Ai văzut tu bine, Iuliu. Încet, încet, mă apuc și eu de pictură. Cu toate că aici putem puncta puțin și cu o altă culoare, culoare mai închisă zona aia, de exemplu, nu? Da, are, spre exemplu, în partea asta o dungă neagră, da. Iar aici e mai obscură, așa, nu prea se... Așa, așa. Deci zona aia de acolo e puțin mai obscură, nu? Este mai extompată. Nu? Da. Și mai avem aici, sub bărbie, un lucru frumos, care trebuie făcut aici. Are exact în capăt. Vezi? Da, e o trecere de da. Culoare mai... Tu, de astea, deci spui... Doar aici. Aici are închis. O dungă, iar aici are așa. Da. E mai închis și acum o estompăm. Și pe asta, prima dată. Așa că e prea... E prea mult și atunci... Și ai ridicat un pic în sus. Ca o dungă. Mi-a duce apă, mi-a duce apă să nu mai pot de sete mă. Tu ai venit, dar ce mi-a stat de Nu, am zis, tot eram eu îmbrăcată, mai zic, că da, e lungă așa. Există rămâna de alina. Wow, ce frumos să vedem la distanță. Aici mai avem de lucrat zona asta, pe alea, pe aici. Oricum, în două ore mai avem, cred că trebuie. Nu știu, vorba aia, trebuie să faci un pas. Mai avem 50 de minute, îl terminăm, știi cum? Cu ochii închiși. Ce spunea Iuliu, scuze? Trebuie să faci un pas în spate ca să vezi imaginea de înseamnă. Sigur că da, bravo. Sigur că da, dacă nu te-ai dat în spate, nu ai o... Și eu, la fel, o să sfumez toată zona cu chipul, pentru că dacă nu o să fac așa, nu... Nu? Nu simt ce trebuie să lași baticul exact așa. Pe alb. Pe alb, aici cu alb? Da, e să fii mult mai atipic. Neterminat. Da, bine, dar lucrarea e destul de... Mi se pare că ar trebui totuși... Ce ziceai tu, mai de proiectul cu Iuliu? Ce spuneai tu? Ai zis ceva. Cu ce proiect? Cu... Nu, vorbeai ceva. A, spuneai de atelier tu, provocarea, dar nu... Ai discuția cu ce am făcut noi. Da. Pe două... Vezi, chiar dacă e de pensulă de apă, vezi ce mișto merge să pictezi pe ea, cu ea, se pliază bine. Uite, sfumatura. Face și sfumatura în același timp. Sigur că da, uite, vezi, și aici. Aici ar trebui să pun ceva mai închis. Mai Iuliu, și începuse tot să vorbești așa frumos o filozofie avea în tine și după aia te-ai calmat dintr-o dată, așa n-ai mai... Mi-a venit mintea. Nu ți-a venit mintea. Era să spun, mă bucur. Unde e pensula aia? Mai o bucă și poate iar mi-a venit. Da, inspirație. Am avut boost atunci 10 bucăți una după alta. Băi, dar pune-mă puțină muzică dacă nu vreți să vorbim nimic. Sau da, mă, dar voi sunteți pe același profil. Corect. Păi... Bagă tu, Iuliu, ceva. Ce să bag? Bagă
chestia acolo, să cânte, nu știu. Bagă ce când suna, nu e. Bun, bagă ce vrei, pasă ce. Bagă ce vrei. O muzică. Da, nu e vorba de preferințe. Aici nu încape vorba la... Dar e mai tare. Stați. Uite ăla. S-a soare? Te-ai apucat de ele? Vezi acum inspirație. Vezi acum inspirație, nu? Dar nu mai pot să-i ne Nu, mai vrei, nu mai vreau că eu am mâncat dintre alea și plus de asta e că eu dacă sunt... Să direct, nu mai e da, nu, ideea e că dacă nu sunt mâncate când sunt calde, mâine nu mai are niciun... Bine, atunci luăm la pachet. Da, sigur că dacă cu ceaia mai rupă aici... Dacă mai ai ce, bravo Cristi, corect. Guma arabică se cheamă. Pentru? E, obținem noi niște lacuri din ele, niște pentru verniuri, alte treburi acolo. Mm. Nici nu se mai găsește de așa, la tot pasul. Unde este aici? E dedesubt acolo, acolo, da. Mm. A, dar ceva? Penițe, da. Vrei și tu? Și în stare bună, adică lemnul nu-i cariat, așa, și puțin numeros. A, nu e uzat. Ai văzut ce picioare are? Da, tu ai văzut mobila. Am avut unul și nu puteam sta pe el. Da, mobila din casă, ai văzut-o la mine? O parte, da. Mai mi-a adus ceva nou? Da. Trebuie să-mi arăți. Nu termină, mai am puțin și pe aici. E gata imediat ăsta. Oameni buni, dacă credeți că e, puteți să mai susțineți, mai distribuiți, că mai e puțin și aflăm și... Da, bine, acum o să vă gândiți că... De fapt, cred că am făcut eu rău, trebuia să spun că câștigătorul e cel, îl aflați în seara asta, nu, Cristi? Uh-huh. Era mai bine așa decât peste câteva zile. Și ce nu pot să spun acum? Câștigătorul îl aflați în seara asta, nu? Eu. Da, dar să vezi câți mi-au scris, că vrem noi pe Eminescu, domnule, că... Bravo, mi-au scris în particular. Nu știu cum vă și excelent. Da? Cum e? E blan. E bine, nu? Hai să băgăm pasta mai groasă iarăși pe... Hai să dau puțin mai încoace ăsta. Băi, dar mă închid de spate, mă doar de spate. Cine l-a deschis iarăși? Eu, mă, dar nu știu să-l deschid.
Ai dat accept. Da? Din greșeală, scuze. Am avut eu ceva intenții, nu maxime, dar... La sfârșitul clipului spun cine l-a câștigat pe tablou. Cel mai bine, nu? De ce să așteptăm 2-3 zile? Aia spunem acum, la sfârșit. Nu? Sau nu-i bine, a? Cum e, domnul? Cum zici, Natale? E mai bine. Mai gândim. Ne mai gândim între timp, nu? Să nu cumva să zicem una, facem alta. Dacă am zis la început lucrul ăsta, nu? Să nu fim schimbători. Am zis un lucru, ține pe la sfârșit, acum bun, rău. Nu ne putem întoarce. De unde cumpără? Putem cumpăra o pânză de bună calitate. Da, păi mai știm noi de unde mai le puteți cumpăra acum, în ziua de astăzi, când totul este așa cum bine știm că este. Oricum, de la fondul plastic, nu cred eu că... O să găsiți pânza aceea de bună calitate la fondul plastic, dar, în schimb, puteți găsi. Sunt site-uri specializate, dar cine știe, eu nu mi le prepar eu după aia, le cumpăr la fondul plastic și le pregătesc eu în modul în care știu eu. Fondul, că mi se pare ok și fondul ăsta, că dacă e negru e ok, că doar așa e. Ce, puteai să faci picățele din astea albi, cum are aici? Ăsta pe batic? Nu, ăsta. A, dar alea nu, alea e lacul, strălucește lacul acolo. Da? Da, da. Da, nu e, dar vă ce-ați crezut? Serios? Da, nu e. Nu e, strălucește lacul. Dar să duce cine are și aici. Asta. Da. Cine eroare. Ai gândit-o și pe fond. Dar am zis că toate e așa și am zis că și pânza are o textură, să știi, mai diferită. Ops, aici nu trebuie așa. Așa că iau niște roșu și pun acolo. Am dat cu pensula asta care deja are pe ea o culoare. Ce facem? O lași așa cu pensulație? Cum e aici? Da! Da, așa face. Da, nu... Păi... Asta e treaba cu el, tablou ăsta, așa, felul ăsta e pictat. Da, da. Păi, oameni, dacă vă place ceea ce am făcut în seara asta, mai distribuiți, oricum o să aflați în 2-3 zile cine este câștigătorul. Mă uit pe cronologie să văd cine și cum. Pe mine mă interesează lucrul ăsta. Nu domnul de la... Are niște... Vezi, albul ăla frumos, să facem și noi, o să facem niște efecte, știi? Ar fi să luăm, că trebuie să fac și lucrurile alea. Deci o să mai măresc puțin din... Deci o să reduc puțin. Uite așa. Și albul ăsta nu iese mai bine când e uscat? Păi nu, că e făcut într-o singură etapă tot tablou și a lui domnul Grigorescu. Parcă și șters așa, știi? Pensul. Da. Acum am să mai iau de aici roșu puțin. Și am să mai pun pe aici puțin.
acum o să fac chestiile alea de care am zis eu cu alb. Cam acolo grămadă de alb. Asta pe treburile alea de acolo. Și după aia mai trec încă o dată și o sfumez, lucrez la ochi. Să zic ceva, nu lucrez la voi. Nu ai zis, dar ai zis. Mă, mă, să mai știu de... Ia, păi, sigur că n-am stat, mă. Că mult serios, tati. Cădem în pat, e mai omul serios. Na. Era o telecomandă pe aici, n-ați văzut-o. Băi, am alegat și am făcut o febră fai, la picioare. Aici, drept așa. A, nu, aia nu contează. Că vine paticul așa, mm. Nu. Că eu mai bag negru acum. Nu, dragul meu, dar nu e nimic acolo. Nu, dar eu aici câte bag culoare. Aici pun negru, aici negru, mai bag. Bag culoare, pastă groasă, pun și pe aici. Dunga asta de ce? Dar nu fac o copie fizică. Fidea. Da, da, dunga asta parcă dacă o pui... A, aia de aici, da, asta da. De aici. Da, 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 sigur că da, asta de aici. Îi dă volum la ăsta, da, da, din partea asta, câștigăm volum pe partea aia altă. Sigur că da. Deci e clar, dar nu am clar, ce da. Cineva. Că apare mai târziu. Apare așa ca prin ceață, știi? Abur. Da, așa. În moment... No, nu se văd. No, nu se văd destul. Nu ești destul de concludent în abur. Nu, n-ai reușit să ne aburești. Cum mă, se vede? Da, adică mâneam taburul. Eu am să reduc puțin de aici albul, intensitatea albului și după aia am să refac înapoi ochii, dar mai trebuie să dau cu sfumatură. Oamenii ăștia se țin de... Chiar pompieri, cineva? Se țin de prostii, oamenii ăștia în spate, dar... Dar e bine. Vezi, Cristi, cum se face? Da. Vezi, acolo când te uitai, nu înțelegeai percepția, dar uite, vezi, eu doar numai cât ating puțin... Opa, stai așa puțin, că am undeva murdărit aici. Te vezi, acolo s-a murdărit, dar nu contează, șterg după aia la urmă. Vezi? Uite cât dau. Ce-am zis, fă-l porțul ăsta, am un pic în sus. Da, dragul meu, fac și eu ăla, stai puțin să fac ochii. Și după aia mă întorc înapoi, peste tot, și marginea de la față și din aia, da, și după aia o să-i dau să matură și pe batic. Sigur că da, bă, vor veni toate într-un... Da, sigur că da. Bun, acum o să dau puțin înapoi, așa, și am să lucrez la ochi. Și mă întorc după aia și unii spui tu acolo, pe aici, nu? Un pic în sus. Stai așa, să iau puțin umbrax, să fac că nu e negru, e umbrax. Și aici la născut la fel, se vede puțin mai accentuat. Așa să creăm un efect. E prea mult și e prea mult, da. Da, 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 dar e prea mult. Poți să o iei cu... Păi, încerc să o iau. Deci, da. Hai să termin partea asta cu ochiul și după aia mai facem și acolo. Când... Am început să se usuce culorile, că am dat cu o sfumatură și am văzut că se usucă, nu se mai întind, știi? Și e semn că am început procesul chimic de uscare. Titorița Grigori a distribuit mai multe grupuri în Italia și a primit răspuns cum se vede. Că nu se vede? Mm-hmm.
Cum adică nu se vede? Nu știu. De ce? Nu se vede? Bă, e imposibil să nu se vadă. Ha? Dar cine mai știe că ce mai e sigur în ziua de astăzi? Nu? Da. E adevărat. Posibil să nu se vadă. Dar aș dori ca cineva din atelierul tău, Laurentius, să confirme că urmăresc emisiunea în direct. Am o problemă. Da. Deci da. Doamna Doina, da. Sunteți în direct, sunt în direct, nu e o registrare. Știu că v-am spus, Facebook nu mai spune că este, dacă că de la dumneavoastră știu, nu? Nu mai dă notificări, dar schimbă arată iconița de... Nu mai spune dacă ești în direct. Păi cum? Dă-ți arăt. Nu spune. Ia stai. Cum? Uite, am o problemă la distribuire și îmi spune că nu pot să particip. Tot dânsa. Atunci distribuiți în grup, doamnă. Că pe pagina de Facebook am spus, rămâne numai că distribui o dată, de două, de trei ori, înțeleg, dar faptul că distribui de prea multe ori pe pagina de Facebook nu mă mai interesează aspectul ăsta. La nesfârșit. Nu, Cristi, nu-i normal așa? Gândește-te, că adică... DJ! Dă muzică de fără! Dă muzica mai tare! Băi, băi, băi... Mai puneți ce vreți, băi? Nu, e mișto asta, bă, nu, dă-i acolo. Băi, o gogașă, pe da, nu mă, s-a blocat. S-a blocat și ăla. Doamne, totul se blochează, măi? S-a blocat. La un moment dat, da. Ne blocăm și noi, e? Bă, numai noi să nu ne blocăm. Nu-i uscat Cristi ăla. Și a câștigat pe Iemiescu? Bă, cum s-a blocat? Cum s-a blocat? Nu mai nimic. Nu, doamna, dar... A, e, o căzunet. Nu mai merge. Dă, o chicat n-iar tu, băi. Ai auzit, Iuliu? O chicat netu. Așa, hai să mergem și latura asta de aici cu convenire și după aia ne mai întoarcem o dată pe sfumatură. Da, ce nu merge mai? Nu, mă fuge pe telefon. Dar nu-ți conecta cu telefonul, pe Wi-Fi din casă. Da, nu, dar conectam eu telefonul la stație, dar n-am fuge pe telefon. Cum? Băgam mufă de la... și băgam pe YouTube, știi, de la telefon. Da. Da, ai Bluetooth. Uite, îl găsești. Serios? Da, mi-a spus muzică. Stați. Da, nu știu. Te vezi aici, te-ți desfară. Chestia asta de aici, să vină... Mă gândeam la lungă, așa să vină la fel, așa, drept. Blaupunct? Aia n-am găsit. Nu, mă, nu-i niciun. Max. Ala, e Max. Înțeles?
un pic luat de sus. Nu are, mă, chestia asta de aici, că vine umbra asta așa sau vine așa, nu are nicio relevanță, nu e, nu schimbă cu nimic fizionomia ei. Că chestia asta de aici e o umplutură baticul în căpușorul ei. Toată treaba este pe să pară ea, fetița, să fie... Dacă avea păr prima oară și după aia s-a gândit să facă bătit. Nu m-am gândit la asta, să știi, Iuliu. Dar nu e de răsă, posibil să fie și... Ce... S-a conectat clocotul. Și a revenit, i-a revenit net. Păi acum dacă și-a revenit netul, n-ar zic că să-și revină netul, dar tu lasă-l pe el, al tău. Un pic întoarsă, de intervine. Păi, împinge aia. Dar eu, din cauza unui păr, nu știu ce-a bătit. Dar eu nu am negru la atât de puternic acum, sau cel puțin aia se vede acolo pe... Nu știu, las că e bine, sunt mai multe opinii aici. Corect. Eu sunt produs mai calitativ. Da. E, da. Oi. Pumnicul. Oi, crispar. Știți cu statuia lui Nero, nu? I-a dat cineva comandă să-și... Și e cu statuia lui Nero? Lui Nero i-a dat să-i fac statuia, nu știu, un mare... Sculptul avem grelea și a venit un... Băi, dar și de unii negru? Păi tu aici, la atelier. O să ne iau... Hai mă, că nu pare a fi negru ăsta, bă. Păi n-ai nasul așa, dacă nu are așa. Venea cu ta ce? Și gura asta, gura un negru. Uite bă, cum negru are o gură așa, nu mă... Hai că vine negru, ce dau sunt eu? Păi, mai e stat, știți? Unde sunt eu ăsta, cine o mie de păreri. Da, am prindat ta personal. Da, dacă o vrei așa, o tragi la Xerox. Bravo. Dacă o vrei așa, o pui și o tragi la Xerox pe Grigorescu și ai un Grigorescu tragi la Xerox. Dar noi nu încercăm să facem asta, nu? Aici mai chestia la ochi, sprinceana aia din dreapta, nu? Și buzele e puțin mai mari, ca să se vadă bine, bine, știi? Chiar dacă la Grigorescu acolo sunt făcute așa, nu ne putem raporta la Grigorescu acum, clar. Da. Nu? Aici mai fălcoasă puțin ar trebui, nu? Să se vadă puțin falca mai mare? Ia spune domnul... Știi ce un pic în partea asta și... Îl facem mai focul, mai fundic. Îi facem falca mai mare, zici? Da. Facem și exact ca Nero sau nu? Și aici pe puțin mai... Așa, 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 bravo, măi! Stai, mai zic! Și acum, oricum, comentarii știi ce o să fie după aia. A, pe cine ați adus în atelier? Nu v-a lăsat să dictați! Călfătaș. Hai, mai glumim și noi aici, suntem... Până la urmă nu suntem nicăieri ca să nu... Mai... Mai zicem o prostie, două, asta e altă chestie, dar nu că... Of, Doamne, dar vorbesc destul de tare eu, mai ales că telefonul este chiar lângă mine, să știți. E la... Uitați-vă, telefonul este lângă mine la 10 cm de gura mea. Ce cască să mai pun când telefonul e chiar lângă mine, să știți. Intru și din atelier. Bună ziua. Domnul Cristi, ia spuneți, maestatea sa Nero. Napoleon, împărat al Romei. E bine? Facem falca mai mare, să-l facem mai grăsuță, nu? Nu, dar eu nici nu m-am uitat să știu de la distanță până acum. E prima dată cu telefonul, m-am uitat în mână. Nu puteam să mă... Ce mai este trimite să primi cățelul? Cum? Mai este trimite să primi cățelul. Acum! M-am și pregătit.
weekend, mai râdem și noi, glumim. Ne așteptăm un cățeluțul. Da, sigur că da, suntem împuși pe șotii mari, adică nu pe seriozitate maximă, că aia cu seriozitatea... Ia-ți o altă persoană, cu asta murdăresc. Uite, am făcut-o mai folcoasă, vă convine copiii, ia spuneți. A, ce bă? Altceva! Altceva! Stai, că s-a venit de acolo! Nu, să-ți scoți în ochi! Mă, nu! Nu stai așa, nu stai. Deci uitați aici. Ăștia-s doi infractori care strică lucrarea. Deci eu m-am chinuit și ei au venit cu... Nu. Infractorul fuge și mă lași pe mine. Hai că nu, chiar a fost o atmosferă plăcută, sincer. Păi vezi ce atâta să stăm serioși, nici... Băi, nu, fac asta, nu rămâne așa acolo, nu? Stai să dăm din spatele meu. Am zis, dar băi, cum să am o Sicilie de ceva, că... Să tragi din auză. Băi, dar tu ai băgat muzică din cameră din aia de a dormit acum, chiar că cu asta adorm. Nu, stai când începe petrecerea. Începe petrecerea, zis. Stai când începe petrecerea. Da, nu poți vedea o lucrare. O lucrare nu poți vedea. Acum, hai să încep, fii atent, ce ți-am zis. Asta trezește și morți. Trebuie să mergi cu pensul arit. Da. Dar știi că eu pictez în funcție de ritmul care mi se oferă de muzică. Și încep acum, bă, gata, l-am distrus tot. Nu, cu o dată vin și eu pe zi la tine, nu? Cu o dată vin și eu la tine pe zi. Are camerele la ceva acasă? Nu vă fac ceva? Da, mai reducem de aici, că e prea... Vreau să mă dați peste cap total, deja m-am dat peste cap, nu mai știu să mai fac. Că este altceva? Redu, pune, ia, scoate, ia, pune, ia, mai ia. Nu, dacă mai vine Cristin Chilimu să mai spui, Cristin, nu mai e loc aici, gata acum. Dar el s-a uitat pe telefon de afară, eu am spus, dacă stă la țigară, nu mai l-a auzit. Lasă-mă cu mine să le fac.
Da, maestre, tu vino și... Ele e fix ceasul, eu două ori atâta pot să stau pe internet. Că după aia intru iar la costuri suplimentare, știi? Nu-i bai că intru, dar... Au, ce-i asta? Las-o! Nu, e fain. Reclamă? A, era reclamă? Da. Vezi la el, a plecat, nu are un braj, e un pat. Așa, da. Chiar că încerc, poate puțin să dă în carnație, vezi, să-i dăm volum pe... Păi aici, tu știi, tu ai făcut aici puțin asta. Ai, putea să o pierzi așa rotundă și numai un pic el are aici, vezi? El e foarte rotund. Stai că ne vine acum criticul. Ne vine și criticul de actul, stai, nu te vine. Îți sună telefonul ție. Aha, mă, cu sun. Da, spune cine te sună. Da. Alo? Mă auzi? Salut, sunt. Păi, nu știu, mai stăm? Nu mai, gata. Nu mai stăm, eu azi. Terminăm acum, în 5 minute. În 50 minute. Da, păi merg cu voi, nu. Hai stăm în 5 minute, nu luăm la revedere și vin și eu cu voi. Da. Ok, ciao. Mă, dar pe rog, ai pictat vreodată? Măi, nu, m-am complicat cu... Îți dai seama, nu ar fi ieșit probabil multe lucruri din rock. Pentru mine, nu știu. Nevastă mea e rockăriță, adică chiar știe ce ascultă. Eu, dar chiar dacă aș asculta, tot nu știu ce ascult la rock. Aoleu. Aoleu. A prins teamă de tenic. Aoleu, vine. Îmi vine criticul de artă, aoleu. E mai bine. Adică tu erai, nu? Mi-a zis că mi se pare deja că e cineva, dar tu erai. Mi s-a părut așa o chestie. Tu erai? Da, nu știu, chiar așa tare. Nu, dar eu nu sunt obișnuit să am cineva care să stea pe fața mea. Da. Da. Aici, nu? Da. Așa, nu? Da. Deci care va să zic că ne trebuie să avem un atelier și oameni de... Deci, încă o dată, gata, închid sesiunea video. Ai, exact, sfântul.
Încă o dată spun că acest tablou va pleca către cel care a reușit și reușește. Eu în 3 zile voi da răspunsul. Adică azi ce este? Vineri, sâmbătă, luni. Sau duminică seara. Na, hai ca să fie. Duminică seara veți afla cine este câștigătorul și îl trimit. La fel ca și Emenescu, îl trimit pe adresa celui care a câștigat. La fel voi face și cu lucrarea asta. Am să o trimit. Iar săptămâna cealaltă nu mai pot intra. Voi trebuie să știți că eu am un seminar la Drăgășan și nu o să mai intru. O să ne vedem peste alte 2 săptămâni, dacă totul e bine. 2 sau 3 săptămâni. S-a pierdut. Adică la mine e frumos. Păi vezi? Profunzime, adâncime, nu? Vezi? Mai frumos la mine decât în original. Da. Ce? Bun, gata. Asta este lucrarea, hai să vă arăt puțin. Băi, a fost cam greu, mă așteptam să fie mai ușor, dar a fost cam greu de lucrat, știi? A fost greu. A fost am stresat noi. Cum? Am stresat noi. Nu m-a stresat voi. O să semnez și... Poți să ne pui și pe noi, pe spune, cam da. Cam greu.